la maxim posibil a vaccinării este categoric de susținut. Și alții deja au început să facă acest lucru în Europa, pentru că acum în aprilie se anunță un vârf de doze de vaccin pentru toate țările, inclusiv pentru România. Spunea premierul că și noi vom ajunge la sfârșitul aprilie pe la 100.000 de persoane pe zi care să se vaccineze, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine și așa trebuie. Cum vi se pare că faptul că la Cluj s-a depășit 150.000? Cluj e pe primul loc în țară, după capitala, care bineînțeles e cât 6 județe, și la număr de persoane care s-au vaccinat și numai de persoane care sunt pe lista de așteptare. Și asta spune totul despre calitatea Clujului, despre resursa umană de excepție, despre faptul că acest oraș este un oraș modern, european, deschis, un oraș cu oameni care sunt conștienți, pe de o parte, de nevoia protejării sănătății publice și de modalitățile prin care să depășim aceste greutăți împreună, fiecare făcând ceea ce trebuie pentru sănătatea fiecăruia și pentru sănătatea noastră globală ca municipiu. Reușita acestui oraș este că acționează ca ecosistem, adică fiecare din locul lui unde se află trage la aceeași căruță a binelui public, a bunăstării orașului, a susținerii reciproce a proiectelor mari care vizează comunitatea noastră, evident respectându-ne libertatea de exprimare și diversitatea de opinii. Dar faptul că există o gândire, un ecosistem în care în primul rând punem accent pe lucrurile care ne unesc și mai puțin pe lucrurile care ne dezbină, repet, dă șansă și viitor acestui oraș, așa cum a fost și până acum. Până la urmă, diversitatea extraordinară pe care o are se transpune până la urmă de la o viziune în care ne unește ceva. Clujul este lucru care ne unește pe toți, în ciuda diversității pe care o avem fiecare dintre noi. Da, master planul în ceea ce privește Bulevardul Muncii și acea zonă pentru 19 care... aprilie am dat termen încât să avem răspunsul după consultări multiple cu specialiști. Am avut deja o dezbatere publică. În 19 aprilie vom avea și rezultatul care dintre formele propuse în dezbatere va fi urmată în continuare. Master plan plus PUZ, master plan plus PUZ de circulație și așa mai departe. Și mai multe... Și aveți în vedere și un master plan, să spunem, generalizat, adică metropolitan pentru Cluj, cu cartiere, suburbii, acum, comunele limitrofe. Fiecare oraș are un plan urbanistic general, care de fapt e la liniile directoare și care e pe 10 ani cu posibilitatea de actualizare. Noi l-am adoptat în 2014 și acum îl actualizăm, planul urbanistic general. Și colaborăm pentru problemele mari, așa cum am spus în întrebarea anterioară, cu primările din preajma Clujului, până când se creează zona metropolitană care să ne dea posibilitatea să creăm un master plan din acesta cu forță juridică. Până atunci, ceea ce cerem la Cluj, dezvoltări imobiliare numai cu tramă stradală, cu creșă, cu școală, grădiniță, cu utilități realizate, numai să se aprobe, așa cum s-au aprobat în trecut, și în Baciu, și în Florești, și în alte localități din preajma Clujului, ansamblul imobiliar fără școală, fără creșă, fără grădiniță, creându-se o presiune uriașă asupra Clujului. De unde credeți că a venit această presiune enormă? În primul rând, din afara Clujului, pentru că, pe bună dreptate, oamenii trebuie să-și ducă undeva copiii la școală, creșă, grădiniță și duc acolo unde, dacă nu au un loc unde au domiciliu, duc acolo unde lucrează. Unde lucrează cei mai mulți? În Cluj. În Cluj, sigur. Atunci, evident. Și eu de aceea am triplat numărul de locuri în creșă în ultimii 10 ani. În fiecare an, practic, construim câte o creșă în plus, dar acum trebuie și localitățile din preajmă să facă același efort pentru a oferi clujenilor șansa de a avea educația primară, măcar și învățământul primar în localitățile lor. Și există acum un proiect masiv în toate localitățile din preajma Clujului de a realiza așa de infrastructură educațională. Haideți să vedem un pic prin cartiere, domnul Boc. Piața Lihnic, tot ce înseamnă zona aceea de Iris, a fost și dezbaterea, a fost utilă, până la urmă la ce concluzii s-a ajuns? În primul rând vom avea un concurs de soluții pentru amenajarea unor legături pietonale între Piața Lihnic și Parcul Iris și străzile adiacente. Sunt 23.000 de metri pătrați în domeniul public, care cuprinde Piața Lihnic, străzile Războieni, Puieților, Grigore Asachi, Gheorghe Asachi, Spiru Haret, Postăvaru, Nicolae Românu, Parcul Iris, strada Iris parțial, în care vom avea o modernizare completă. Pe lângă asta, vom avea lucrări de asfaltare pe Gheorghe Sion, pe Cucului, pe Privighetorii, pe Onel Tudoreanu, lucrări de întreținere pe străzi din Iris și Dâmbul Rotund, precum Sobarilor Iris,
așa cum a spus Gheorghe Asachi, Vasile Lucaciu, Buzorului, Iasomiei, Cărămidarilor. Și Parcul Feroviarelor, că am trecut, am bântuit un pic prin zonă, se făcea curat acolo, cel puțin se făcea curat. Curat se face, pentru că, din fericire, mai avem și oameni care nu respectă curățenia. Unii am prins și am amendat. Vreau să vă fac o parte. Vă răspund și la Parcul Feroviarelor imediat. Vă spun că am prins, să avem imagini, mă tot gândesc să le fac publice sau nu, cu oameni care fură flori din rondourile publice. Nu se poate să plantezi ca oraș flori de primăvară, păi și să vezi că e un om care merge fain, frumos, în viețul zile și ia de acolo flori ca să le ducă la el în grădina sau ce știu, acasă, la țară. Păi, fratele meu, nu pot să înțeleg asta nici cu cât mă chinui, dar nu pot să înțeleg. Avem poză cu prins de către poliția locală și am felicitat pe cei de la poliția locală pentru faptul că patrula lor prin și celor prinși ce li s-a întâmplat? Le-a dat amenda prevăzută de lege, dar mă gândesc că acum să văd dacă am cadrul legal să nu ce înseamnă dacă le public și imaginea, pentru că oamenii ar trebui să știe că nu-i voie așa ceva în privința asta. Dar am rămas consternat, adică mai prindem în fiecare zi prindem, acum expresia asta mai puțin academică, dar surprindem persoane care în continuare duc deșeuri din lucrările pe care le fac în apartamente. Ui, să vedeți ce urmează, că a venit primăvara, încep amenajările. Nu se poate așa ceva, pentru că iarăși e un lucru care arată lipsa de respect față de tot orașul, nu față de unii dintre noi. Dar, repet, aici primăria este tot timpul prin poliția locală și fericit pe colegii mei că sunt în contact direct și nu se scapă de sub control nimic în atât cât e să omenește posibil. Avem și probleme cu cerșetoria, vine fericire din ori, vine practica aceea că sunt... Îi aduc din alte zone, da. Adus cu mașina de către oameni rău intenționați, la cerșit, seara aduc înapoi. E o bătălie, în ghilimele, o bătălie. O și nu poate poliția să facă nimic, asta a devenit... Prinde, duce acasă, îi prinde. Iertați-mi termenul, o adevărată industrie. O afacere a devenit. Bineînțeles că îi prinde, îi amendează, îi pune pe tren, îi prinde înapoi acasă. În fiecare zi e un fel de activitate de acest fel, dar ne consumă foarte multă energie și timp, că doar am avea nevoie pentru multe alte lucruri de poliție locală. M-ați întrebat de Parcul Feroviarilor. Este în fază de achiziție publică pentru realizare lucrări. Avem 5 oferte în evaluare. Sper ca luna aprilie să se dea rezultatul, după care termenul de execuție este de 22 de luni pentru parcul de 5,3 hectare, un parc absolut de excepție modern. Vă dau peste are bună că Parcul Zorilor, licitația a fost acceptată la publicare, se depun oferte până în 7 mai. Este o investiție de 1,4 milioane de euro, unde în centrul cartierului Zorilor, adică în zona aceea de recuperare, acolo e parcul da. Observator, în loc să fie blocuri de 10-11 etaje, vom avea un parc pe 1,2 hectare. Un parc care, repet, va aduce mult spațiu verde, zone de agrement, de mișcare, fitness, lucruri de joacă, pomi plantați. Adică după modelul parcurilor noi create în diverse părți ale Clujului, ultimul fiind baza sportivă la teren, unde și acolo anul acesta lucrarea va fi... Cum e? E în grafic? Se poate, deocamdată, da, se pot încadra în termen? Finalizare, da, sunt în grafic, la fel și cu pădurea clujenilor, sunt în grafic de a fi finalizat și parcul skate, parcul din Rozelor, în grafic de a fi finalizat conform proiectelor de anul acesta. Deja am plantat 620 de arbori cu balot în această primăvară în oraș, pe foarte multe aliniamente stradale și continuăm această amplasare de arbori cu balot, pentru că până la urmă Clujul ăsta verde înseamnă să se preocupe fiecare zonă Și venind eu, domnul oraș. Primar din Iris, unde credeți că am ajuns? În Dâmbul Rotund. Păi v-am tot spus de străzile și din Dâmbul Rotund și din Iris. Le-am spus că sunt parte activității din anul cartierelor. Iris și Dâmbul Rotund, v-am dat din Dâmbul Rotund aveți străzile Păgărașului, Sihliului, Salajului, Stănescu, Popa, Oltenie, Morarelor, Zânelor, Fabricii de Chivitru, Lombului, Doinei, Piersicului, Breaza, Codrului, Sanatorului și Busuiocului. Sunt străzi care au program de investiție și de întreținere în anul acesta. Bun. Grigorescu, ceva? Și Grigorescu are pregătite zonele de lucru și suntem în căutarea unei locații de parking, pentru că asta îi lipsește în primul rând la Grigorescu.
Și sper să putem găsi cât mai repede, cu putință, o soluție pentru Grigorescu. Fiecare cartier repetare lucrările respective. Trebuie să le întreb, că mi-a tot scăpat în emisiunile trecute, acolo pe frunzișul lui sensul ăla giratoriu, cel mai scump, da, și bănuiesc... Da, investitor privat, nu face... Da, domnul Dorin Bobul face wings-ul acolo. Nu știu cine îl face, cum se numește investitor, știu că este unul dintre investitorii care nu a avut altfel aprobată lucrarea decât cu realizarea sensului girator, deci nu va putea da în folosință nimic fără să facă sensul giratoriu, care deschide de fapt după aceea legătura cu viitoarea centura Cluj, de va fi un inel, un nod de legătură important pe frunzișul cu centura, tocmai pentru a putea decongestiona traficul de acolo. Deci acolo se va primi recepția la orice lucrare când va fi gata sensul giratoriu, până atunci nu. Și pe bani privați, pe bani publici. Am înțeles, suntem la finalul emisiunii. Pe celelalte cartiere o să mergem împreună joia viitoare, pentru că, să fiu sincer, nici eu n-am reușit să ajung, și ca să nu fiu nepregătit, nu abordez. Acum mai bine mai stați și în casă. Nu, că îmi iau masca. Așa, cu masca, da. Așa, fiind pe finalul emisiunii, Radu Constandea i-a expirat mandatul ieri. Ce urmează, sau ce vă gândiți să urmeze? Am dat demisia, și care e un gest nobil, de apreciat, de respectat faptul că și-a asumat eșecul nepromovării și a neparticipării universității în play-off. Da. E un gest de maturitate și de responsabilitate, prin faptul că și-a asumat în numele întregii echipe de conducere eșecul. Repet, asta arată responsabilitate și un gest onorabil. Clujul merge mai departe, universitatea va merge mai departe. Îi mulțumesc și eu pentru ce a făcut, pentru că împreună am luat echipa din cenușă și am renăscut-o. Am dus-o aproape de pragul promovării. Atât s-a putut până în momentul de față. E momentul unui nou început. Vom discuta cu universitățile clujene strategia și, evident, vom merge mai departe. Obiectivul, menținându-se acela ca să se echipă de aur a Clujului, să își continue drumul spre promovare. Financiar, susținerea va merge mai departe? Tot așa, mai putem? Am niște cifre, domnul Boc, de la alte orașe mai mici sau egale cu Clujul. Egale nu sunt prea multe, că nu prea sunt multe în țară egale cu Clujul, ca dimensiuni și ca forță. Alocă niște bugete de m-am speriat. Oare cum pot? Sunt orașe, bineînțeles, care au sigură echipă într-un oraș, atunci totul se concentrează acolo. Noi nu avem numai fotbal. Avem și altceva de susținut, din fericire, spun eu, dar susținerea universității Cluj nu se discute, este prima susținere a societăților sportive, Universitatea Cluj, fără discuție, și cu siguranță în parteneriat cu mediul de afaceri, universitatea va continua drumul spre divizia, pentru că drumul pe care este corect. Asta este, am avut o șansă, ne-a durut înfrângerea cu petrolul, nu mai putem face mortul de la groapă. După cum aseară, în 1982, eu mă pregăteam să mă ocup de altceva, iată, că am câștigat, și iată că... În minutul 92 n-am mai câștigat. Când nici n-am văzut golul egalizator, și n-am văzut 3-2, am crezut că... Ce să mai zic despre fotbal? Da, trebuie să ne oprim aici, domnule Bog. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne auzim joia viitoare, așa cum spun de fiecare dată. Vreau cifre mai mici în zona COVID și mai mari în cea economică. Știu că nu este ușor, dar nu cred că este imposibil. Doar împreună putem reuși. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Dragi prieteni, ne oprim aici. Sunt Lucian Danciu, zi frumoasă!